aceea nu vin la fel de mulți practicanți. Mă dau cu snowboard-ul și mi-a crescut viteza de reacție, mai cad și atunci, de când practic aikido, evident cad altfel. Mușchii reacționează mai bine, mă protejez mai bine. Devii mai vigilent la tot ce e în jurul tău, la tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce poți să faci sau ce poți să nu faci. Face parte din categoria artelor marțiale japoneze, alături de karate, de judo, de kendo și altele. Însă, în mod particular, în aikido nu avem competiție. Antrenamentele noastre sunt făcute în așa fel încât gândul nostru este să fim mai buni decât am fost ieri. Maestria unui practicant de aikido se poate dovedi în demonstrații, în stagiile de pregătire și în antrenamentul propriu-zis. Sunt și momente de genul ăsta în care, să zic eu, partea de antrenament din aikido i-a ajutat în viața de zi cu zi. Acum în ceva timp am avut un elev adolescent la vremea aia care, după o perioadă de un an de zile de practică regulată a antrenamentelor noastre, a venit și mi-a zis: sensei, nu mai folosesc spray-ul inhalator pentru astm. La fel, aveam grupă de copii la Palatul Copiilor și într-una din zilele în care cel mic a ieșit cu părinții în parc, la joacă, se dădea cu skateboard-ul, chiar în fața părinților, părinții stăteau pe bancă și chiar în fața părinților a luat o bordură cu skateboard-ul, părinții îl vedeau așa prin aer și tocmai se gândeau ce groaznic o să fie când o să cadă, se gândeau la dinți, la față, la alte julituri, însă cel mic a făcut o răsogolire, s-a ridicat și a luat skateboard-ul și s-a dus mai departe, lăsându-i uimiți pe părinți. Da, m-a ajutat în primul rând, mă dau cu snowboard-ul. Și mi-a crescut viteza de reacție, mai cad și atunci, de când practic aikido, evident cad altfel. Mușchii reacționează mai bine, mă protejez mai bine. M-a ajutat și în ascensiuni pe munți mai înalți, pentru că îmbunătățește respirația, îmbunătățește condiția fizică. Aikido nu este o practică ce dezvoltă un sistem de mușchi sau brațele sau picioarele, dezvoltă tot corpul, dezvoltă forța întregului corp și asta se simte. Ai foarte multe bonusuri, să le spun așa. Devii mai vigilent la tot ce e în jurul tău, la tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce poți să faci sau ce poți să nu faci. Practic mai atent, te miști mai repede, îți deschide al șaselea simț, da. Trebuie să ai grijă de tine, să fii în stare să te protejezi, să știi să te protejezi. Pe mine una m-a ajutat foarte mult în foarte multe situații, și în clasă, și la școală, și pe stradă, peste tot este. În primul rând, diferit a fost faptul că nu am putut să ne antrenăm în perioada din 15 martie până la sfârșitul lunii iunie. Noi am reluat activitatea, antrenamentele noastre le-am reluat la 1 iulie anul trecut. Din perioada aceea nu vin la fel de mulți practicanți. Grupa de copii este cea mai afectată, să zic. Sunt mai mult de jumătate, nu au mai revenit la antrenament. Sensei!